scot crab după crab, cât un ten mai bag în sac. Peștele pe vadă la trag, am sondat pe substrat, dau lansat sau plantat, cu snowman la cârlig, sigur o să-l sparg, partidă de partid am exersat, strategia am învățat, am creat să fie totul balansat, n-a de premium am băgat, îl aduc din larg. Ca și un rezumat, vă spun de dinainte cum am abordat concursul. Am reușit să filmez destul de puțin pentru că eram foarte concentrat. Pe viitor o să încerc să filmez mai mult în timpul concursului. Ca și puncte forte, am reușit să nădesc suficient încât să țin peștii destul de mult timp pe vad. Am avut prezentări în prima jumătate a zilei. Când observam că am 3-4 lanseuri fără line bait sau trăsătură, nădeam cu cel puțin 5 coșulețe, iar trăsăturile veneau destul de repede. Din cauza nădirii excesive, la fiecare lansare simțeam cum firul se exfolia tot mai tare. Ca și dovadă, într-un final a și cedat firul. Am înlocuit rapid lanseta cu cea cu care am nădit, pentru că era deja măsurată, și am revenit rapid în joc. Acum să vă spun și punctele slabe. Pe la jumătatea zilei a început să bată vântul și așa cum am plănuit de la început să nădesc foarte mult, din cauza vântului și curenților formați în apă, nu am realizat cât de puternic trebuie să lansez împotriva vântului, iar toată nada pe care o dădeam în apă ajungea la vecinul meu de stand. Cu cât se scurgea timpul mai mult, prezentările mele începeau să se rărească, în timp ce vecinul meu de stand începea să scoată pește după pește. Deși am realizat unde am greșit, era prea târziu pentru a mai repara ceva. Sunt de părerea că din greșeli învățăm, așa că în viitor sper să nu mai repet greșelile de acum. Am avut prima plecare la 6 minute distanță. Primul pește. Un crăpușor frumos. Vețat corect. Hai, mă! Bată-te, norocul! Și mare. Mamă, ce rău e. Zece, nouăzeci. Da, da.
vin și al treilea pește. În timp ce mâncam. Vedem ce-o fi. Mușel. Deci vremea au ținut cu noi. Din păcate n-am ce reușit să fac spectacol. Am avut o perioadă bună. Am avut până pe la amiaz. A mers bine. După care am rupt firul și nu i-am mai găsit, n-am mai putut să mai dau de ei. Deci când am început să am controlul, de fapt am pierdut controlul. Asta este. Vedem următorul. Ia să vedem ce a prins Manu aici. Nu am pus piciorul. Nu stai drept să stai nasul ăla, n-apă rămâne. A cui este ăștia manule? Păi pe mor. Ia mâna. 41-68 de jos. O 50. Profe, ce ai făcut acolo? Le-ai zăpăcit, nu? Da, pe mor, n-am pus de loc. Le-ai zăpăcit uite ăsta, ăsta. Dracușorul? Ce picioare? De unde e? Dracușorul? Vezi că o căzut jos, bagă-l înapoi. Bagă-l. Bă, hai pune cântarul la zero, mă. Lasă-mă cântarul, mă. De drum. Hai să ducem. De ce la drag? 13-8-6. Ăștia-s toți? Și eu iau 11 kg.
Hai cu bănița, Robi. Am așa de curios să văd cât am luat, așa, așa. Nu, prin din față. Așa. Lase, da? 16 kg. Bravo. Și așa cum ne place nouă, normal că vine furtuna. Ne bărcadăm aici și l-așteptăm pe Manuel. Este o găină plouată.